Elevele lui Florin Grapa au întors spectaculos un pasiv acumulat în capitală și au relansat astfel lupta pentru medalia de bronz a diviziei A1. Surpriza s-a produs pe teren propriu unde voleibalistele băcăoane au oferit propriului public un spectacol pe cinste. Meciul a fost unul foarte strâns, revanșa fetelor de la Știința, producându-se abia în tiebreak. Primul set a fost cedat la 21, după care băcăoancele s-au impus la 23. Setul cu numărul 3 a fost adjudecat tot de bucureștencele de la CSM la punctul 20, dar băcăoancele au egalat la 22. Tiebreak-ul a fost o demonstrație de voință a sportivelor de la Știința, care s-au impus la 11. Următorul meci din play-off va fi decisiv pentru fetele de la Știința Bacău, care au șansa unei clasări pe podium.